Biserica încurajează copiii talentați. Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului are un nou proiect cultural dedicat celor mici. Vinerea aceasta a avut loc prima ediție a festivalului pentru copii Răsărita Primăvara, ce s-a desfășurat în prezența înalt preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. Evenimentul a fost organizat de Biroul de Cateheză și Activități cu Tineretul în parteneriat cu Seminarul Teologic Neagoe Vodă Basarab și cu Liceul Forestier din Curtea de Argeș. Am văzut noutăți, talente deosebite, totul a fost minunat, superb, într-un urcuș foarte important de la Argeș spre vârful Carpaților. Talente, har de la Dumnezeu și este o mare bucurie și pentru părinții care au născut pruncii, copiii lui Dumnezeu și lucrarea lor, dragostea lor de a munci, de a învăța. Surprize, totul a fost o surpriză pentru mine. Corurile prezente la festival au avut un repertoriu divers. Îmbrăcați în frumoase porturi populare, copiii au interpretat cântece de primăvară, colinde pascale, precum și diferite piese din folclor. De asemenea, s-au interpretat doine și pricesne. O apariție deosebită, aplaudată îndelung de public, a fost prezența pe scenă a elevei Maria Mădălina Lupu de la școala din Bârsești. Aceasta a cântat la mai multe instrumente, dintre care unele tradiționale. În cadrul festivalului a participat și corul seminarului teologic Neagoe Vodă Basarab din Curtea de Argeș. Sectorul învățământ și activități cu tineretul, prin biroul de cateheză și activități cu tineretul, a realizat ediția întâi a festivalului coral pentru copii Răsărita Primăvara. Dăm slavă bunului Dumnezeu pentru toate, mulțumim școlilor implicate și liceelor din Curtea de Argeș, dar și din Pitești și Mioveni, mulțumim centrelor catehetice și parohiilor din Pitești și Mioveni care au trimis talente deosebite și copii dăruiți prin darul lui Dumnezeu spre a lui slavă. Se dorește ca și acest festival să devină o tradiție în Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului.